Salutare, prieteni, și bine ați venit la un video. Eu sunt Gabriel și astăzi facem un nou video despre unul din hobby-urile mele, și anume parfumurile bărbătești, pentru că nu se-mi placă parfumurile femeiești. Și astăzi vorbim despre parfumul meu semnătură. Este parfumul pe care îl folosesc cel mai des, este parfumul care nu lipsește niciodată din colecția mea. Este parfumul care mă definește pe mine ca și persoană, aș putea spune. Și este parfumul pe care eu îl folosesc din momentul în care a fost lansat pe piață. Din 2007, atunci l-am achiziționat prima dată și a fost o pură întâmplare. La vremea aceea eu trăiam și munceam în Italia. Și într-o după-amiază am intrat într-o parfumerie unde l-am văzut pe raft. Dorind să achiziționez un parfum, am ajuns, bineînțeles, și la ăsta. Și de la prima adulmecare, ca să zic astfel, a fost dragoste la prima vedere, la prima adulmecare. M-a dat pur și simplu pe spate. Designul sticlei, nu mai văzusem până atunci așa ceva, un parfum care să se numească He Wood, care să fie și încastrat într-o casetă, să zicem așa, din lemn adevărat, dar mirosul m-a lovit în cele mai adânci celule ale organismului meu. Sunt fan al parfumurilor lemnoase, întotdeauna am fost, nu mă deranjează parfumurile dulci, nu mă deranjează parfumurile aromate, nu mă deranjează parfumurile fructate, însă adevărul e că nu le suport. De aceea nici nu prea am foarte multe în colecția mea, cred că unul, maxim două, și alea sunt niște fresh-uri, niște acvatice. Întotdeauna voi cumpăra parfumuri și voi folosi parfumuri care au lemn sau esențe lemnoase în el. It's What He Would, pentru mine, este, așa cum am zis, parfumul meu semnătură, este parfumul pe care îl folosesc cel mai des. Iată, și voi puteți vedea că în două luni de zile, de când l-am reachiziționat, am folosit destul din el, zic eu. Este un parfum foarte puternic, cel puțin pe pielea mea se manifestă extraordinar de puternic. Performanța pe care o obțin cu parfumul ăsta nu o obțin cu niciun alt parfum. Singurul care se apropie de el ar fi Van Cleef & Arpels Pur Homme, un parfum despre care vom vorbi în alt video. Dar performanța este excepțională. Obțin cel puțin 24 de ore cu He Wood pe pielea mea. Și adevărul e că nu am nevoie de o reaplicare ca să-l simt în continuare. În mod normal m-ar ține două zile, chiar și după două zile, dacă nu m-aș mai da încă o dată cu el, încă l-a simți. E drept undeva la nivelul pielii deja, însă l-a simți. Siaj și proiecție absolut impresionantă. Este un parfum care n-ai nicio șansă să scapi, hai să spunem, neobservat pe stradă, oriunde te-ai afla. Este un parfum care atrage foarte, foarte mult atenție. Este un parfum cu un factor wow, să zicem. Asta în primul rând deoarece lumea este foarte obișnuită să folosească parfumuri, așa cum am zis, fructate, aromate și așa mai departe. Nu sunt foarte mulți cei care folosesc parfumuri lemnoase și asta îl face să sară în evidență de fiecare dată când cel puțin eu îl folosesc. Atrage o grămadă de complimente. Iubita mea este absolut înnebunită după parfumul ăsta, la fel ca și mine. Și dețin, cum am zis, și Rocky Mountain, însă pentru mine ăsta rămâne mult, mult, inclusiv peste Rocky Mountain, pe care foarte multă lume a văzut că îl ridică în slăb comparativ cu ăsta. Nu știu, în cazul meu se manifestă foarte ciudat cele două parfumuri. Ăsta este excepțional, Rocky Mountain, ridicat în slăb de toată lumea, pe pielea mea, nu se comportă la fel ca și ăsta. Dar vom vorbi despre la altă dată. Recomandare de vârstă, în niciun caz adolescenților, în niciun caz, hai să spunem mai degrabă, persoanelor de la
recomandabil persoanelor de la 30 de ani în sus. Este un parfum foarte, foarte pretențios din punctul meu de vedere. Nu se pretează oricui, nu se adresează oricui. Este un parfum puternic, dar în același timp elegant. Este un parfum... Nu știu, eu unul l-aș include, sincer, să fiu în gama parfumurilor nișă. N-am vorbit de tonuri, ce avem la interior, păi avem violetă și flori de violetă, avem cedru, avem vetiver, avem mosc și avem și lemn de stejar. Toate astea, nu sunt foarte multe ingrediente, dar toate astea sunt atât de bine combinate și atât de bine aranjate, încât rezultatul este pur și simplu spectaculos. Cum am zis, cel puțin pe pielea mea, ce este valabil pentru mine, nu trebuie să fie valabil și pentru voi, s-ar putea pe voi să aibă rezultate total diferite. Însă în ceea ce mă privește, pentru mine parfumul ăsta rămâne în continuare și presim că pentru foarte, foarte mult timp cel mai bun parfum pe care l-am deținut vreodată și chiar am deținut și încă dețin foarte multe. Absolut impresionant, eu vă recomand cu toată căldura să-l încercați. Nu vă spun să-l achiziționați, s-ar putea să nu vă placă când îl încercați. Însă, pentru cei care iubesc lemnul și parfumurile lemnoase, ăsta este un must have. Dacă vreți, Lalique en Crenoir este un alt parfum pe care eu recomand. Tot așa un parfum lemnos, însă nici ăla, nici măcar ăla, nu se compară, pentru mine cel puțin, cu Discord He Would. Cam asta ar fi de zis, v-am plictisit destul probabil. Prețurile 40, maxim 45 de euro merge un Discord sau Discord He Would. Îl găsiți și pe magazin online și în parfumerii. Eu am aici sticla de 100 de mililitri. Nu veți vedea niciodată video-uri făcute decât la sticle de 100 de mililitri. Cam asta ar fi de zis, până data viitoare, toate cele bune, pace!